Sunt Ivana și da, poate că mai nou chiar știu niște interlopii destul de mulți și probabil că mai mulți decât toți voi din sală, dar despre asta o să vedeți la acest direct, nu aici. În această dimineață tema este crossover și cred că sunt invitată aici fiindcă sunt din Serbia și sunt om care trăiește în România de 10 ani și probabil că voi povesti această poveste cum am ajuns în România, cum am ajuns să fac filme aici. Și cred că mai bine decât mine v-am pregătit un filmuleț pe care l-am făcut când am fost anul întâi și care nu e un film făcut pentru școală sau, nu știu, pentru proiecție la festivaluri. E un film de home video. E un film cu mine și cu taică-mea și cu o parte din familia mea și vorbim despre plecarea mea în România după ce am studiat dreptul în Belgrad, nu știu, vreo 4 ani. Am decis să plec în România și să studiez regie de film. Și fix despre asta o să vă punem, o să pun acest filmuleț, scuzați româna mea de dimineață. Și după aia cred că o să facem un fel de Q&A care, nu știu, colegii o să mă ajute puțin să vorbesc mai mult, așa că cred că vorbim mai mult după acest filmuleț. Mersi! Patru șumă de boabe, patru șumă de frați, toți într-o cămașă în lacață. Știți, încolțașa reflăia și să știți de știrea lui Ivana Mladenovic, să-mi spuneți de gândurile ei, de drumurile ei, de bucuriile ei, de școala ei, de zdravia ei, de casa ei, de părinții ei, de iuba lui ei, de tot să ne arătați bucuroasă și drăgostoasă la mine câte trei pe masă în casă, că nu unul și doi, nimic să nu fie. Jedan sat, jedan dan, ti i ova muška osoba idete zajedno na jednom putu. Ideš negde sa muškom osobom na putu. Najtužniji sam na svetu svih vremena. Zato što sam ja mislila da moja čerka nikad neće otići od mene. Jedinica moja otišla u crno-beli svet. Daleko preko sedam gora i preko sedam mora. I jedva sam preživio. Da li ustaješ? Četiri, tri. Sve mislim s kim se družiš i s kim ideš. Ali ja znam da li ti dobro devojka. Vodiš računa ti s kim se družiš, to je najvažnije tamo. Si bila poznata pravnica. Mogla si studiraš veterinu, mogla si studiraš, ima tate knjige i sve. I beo mantil sam imao da ti nam odmah prognam. Deca što ona ume nek uradi. Ču da vidiš jednog dana da li će tebi da bude krivo. Dajmo mi još jednu, dajmo još jednu, dajmo repeticiju. Ja sam iz Kladova. Kladovo je jedno malo mesto na obali Dunava, na samoj granici Srbije sa Rumunijom i to lepo mi je da posmatram taj veliki grad preko puta našeg malog gradića.
Kladovo i ovaj grad preko puta u Rumuniji, Turnu Severin, su, deluju kao jedan grad, a u stvari su toliko daleko. Ono je veliki grad, ovo je malo meštance. Potpuno su drugačiji narodi. A noću, sa nekih brda okolnih, kad se gleda, deluje kao jedan veliki grad. Neki stranac prosto ne može da veruje da je to, da su to dva grada. Izgleda kao Budimpešta. Samo mostovi pravi. Nekad mi se čini da mogu da preplivam preko. Kao da su tu mostove, ali ipak je to velika distanca. Ja sam Ivanin brat Milo. Ona je u Bukureštu već 2 godine, tamo studira i tamo živi. Mnogo je volim i puno mi nedostaje. I kad sam na Dunavu, dođe mi jednostavno da priplivam Dunav i da odem po njemu. Ja sam Ivan i nezadovoljan otac. Ani se tanta na fakut konzervatorium u Bukurešt momiti će prijam po Rubesku strada, štirbe vode 33. Kad je došli iz Beograda, kada mi je rekla da neće više da studira pravo u Beogradu, nego da ode u Bukurešt da studira režiju, ja se tad mogu da crknem. Verovatno sam tada i pobelao. Sigurno. Mao primit, bine. A fost anul pregătitor de cauza limbii care am zis-o nu cunoștea. A ona u Beocruștu, pa ona uči, ona uči. A malo skita, ali ne mnogo. Ali bi verovatno uči kad je došla do sa 3. godine. Știți cum e. Viața studențească. Dode malo na more, da kupi neku haljinu, da kupi neke lepe cipele, da izađe normalno se provede i tako. De câteva ori cu studenții am mers mai să cunoaștem România, adică cât puteam, cât aveam bani. Ono samo zvrce i kaže, crle, šalje lovo. A pošalje mi ono da ne zna goca. Ja kažem, kako bre da ne zna goca, odakle uzem ja te pare što tražiš? Idem na Dunav da upecam. Kaže, snađi se ti. I ja moram da se snađem. Dar mergeam la cursuri, cadre didactice și mi-au plăcut, erau foarte bine pregătiți. Ono, každa je zadovoljna u Bukureštu i da se ne bi vraćala u Beogradu. Verujem, verovatno je zadovoljna. Da nije zadovoljna, tražila bi da ode na drugo mesto. Fost forte, forte, forte bile. Evo, eram forte mulțumit. În București. În București, exact, exact. To je moja sestra Ivana, koja je trebala na sudu Americi po pričama njenog tati stalno. A naravno, ona je zašla u Rumuniju, ni manje ni više. Moja Bela kaže ide u Ameriku pa se uda za crnca, pa mi javi da idem da je čekam na aerodromu u Beogradu. A ja čekam da vidim, kad vidim ona i sa one budze, debele, ja, pa ovo mi je zet. A dobro, ima nade za nju. Dobro je tamo. Ne može ptica čista, oni su sad malo preći. Ne, ne može ptica čista. Čista linija. Ajde, ne može čista linija. Ne, čista linija. Thank you.
E baš te bucur de drumul ăsta. Te bucuri așa la un drum să te duci. Ovaj ko da mu nije povoljen, ko da je bolestan zbog toga što ti ideš na put. Pa i sada mi žao. Kažemo da mi žao. Jedva čekam da se vratim. Ipak krevet je pun sa radošću. Kad si bilo u Beogradu, nije mi bilo žao mnogo. Sve sam ja da si tu u blizini neđu. Aj, dajte nam ja često išao za Beograd, pa sam te vidio, tako. Ali sad kad sam ti išao, nisam te vidio nijedno za ove tri godine. U Rumuniji. Muška osoba drži malo reći u srcu, brižan malo. I zato se plaši za tebe ovako. Devojčica si, devojka si. A ti si bacila brigu pod noge, reći pod noge i jedva čekaš samo da pođeš. Nisi ti baš morala toliko da žuđeš u... A što mi zašto sam... Da si, pa znam ja zašto, tražiš sreću u životu. Așa, de obicei, treceam granița. Orașul ăsta e oricum foarte, foarte apropiat de turnul Severin și când taică mi-o zice că a plecat după 7 mări și după 7 țări, este evident un drama queen, că orașul ăsta este la fel de îndepărtat de Belgrad cât e îndepărtat și de București. Numai că faptul că treceam această graniță, pentru ei tot timpul era foarte big deal. Li se părea că oamenii aici sunt diferiți, deci tot ce vedeau din România erau pur și simplu oamenii care veneau la muncă în anii 90, la lucrare, la pământ, nu știu cum să zic. Și li se părea că toți românii sunt așa și fiindcă noi am avut foarte mare contact cu români în timpul Ceaușescului și așa mai departe, mi se părea că toți românii vin să vând la piața. Sau cred că le enerva că mă duceam în București și li se ziceau studenților care merg să studieze în București, li se zicea vegetă student. Și cred că pe ei îi deranja foarte mult chestia asta, plus îi deranja faptul că foarte mulți sârbi care nu erau buni la școală se duceau la Craiova să studieze medicina.
Și mi se părea că, vai, dar tu care erai cu note 10-0-0, tu vrei să te duci în România și să fii unul dintre ăștia, cum poți să faci asta, trebuie să te duci în Belgrad la școală grea și așa mai departe. Am studiat la Belgrad, n-am picat niciun examen la drept, dar m-a înspăimântat gândul că o să rămân toată viața în birou și imagineam o viață din asta foarte șmecheră de regizor de film, care nu e deloc așa cum am imaginat-o că o să fie. Și așa că am decis, nu știu, într-o zi, sau puteam să mă duc în Germania, fiindcă maică-mea e născută în Germania, sau să mă duc în România, dar m-am gândit că, și așa l-am cheltuit foarte mulți bani mergând în Belgrad, studiind dreptul și cumva și ei se așteptau că după aia să mă angajez. Am zis că mai bine mă duc în România, fiindcă e un pic mai ieftin și dacă o să mă duc în Germania să le cheltui foarte mulți bani și nu se pot să renunț, că nu știam dacă de fapt vreau să fac asta. Așa că am plecat în România, am zis, taică-miu, uite, plec în București. Ții minte, seara aia că aproape a început să plângă, deci nu îi venea să creadă că o să fac așa ceva. Am dat un examen, fiindcă în timp ce studiam dreptul, cumva mi-a făcut planul că o să mă duc în România și am găsit o româncă în Belgrad și mergeam la ea la niște cursuri să mă învețe un pic gramatica română. Deci dacă știi franceza, engleză, nu știu, cumva mi se pare că română se învață repede. Și am plecat pentru o săptămână. Am trecut acest examen care oricum, deci cred că m-au lăsat oamenii ăștia, fiindcă am zis, dar voi nu înțelegeți, eu nu pot să pierd acum examenul ăsta, fiindcă eu mă duc oricum să studiez regie, acolo oamenii vorbesc în engleză, nu trebuie să știu neapărat atât de bine română că nu o să studiez filozofie. Și cum m-au lăsat, nici nu pot să zic că aș știam bine română. Am trecut și am ajuns la școală, unde aveam, nu știu, vreo 12 colegi în care aproape toți erau băieți la regie. Și țin minte că habar n-aveam, știam mulțumesc și bună ziua. Și țin minte că puneam oameni să îmi traducă temele, fiindcă erau niște teme absolut banale, dar eu nu știam cum să traduc, nu știu, un fereastră, un acoperiș. Și țin minte că ne punea profesoara, era temă directă, du-te la geam și era o temă din asta de observație, du-te la geam și spune primele 5 chestii pe care le vezi de pe un geam. Și țin minte că, serios, am văzut o pisică și un acoperiș și trebuia să fac colegilor așa, spune cum se traduce the roof sau a cat, și a fost absolut îngrozitor. Dar cred că am învățat română în 3 luni, fiindcă puneam pe fiecare persoană pe care o cunoșteam să-mi zică câte un cuvânt din ăsta să mă învețe și atunci asociam persoanele cu cuvintele. Țin minte că un băiat m-a învățat ce înseamnă imponderabilitate. Deci a fost, îl cheamă și Emi Vasiliu și era un coleg care era foarte așa, tot timpul se enerva pe mine și vorbea germana perfectă și dacă nu eram eu perfectă, nu exista. Deci vorbeam cumva română cu română, engleză, germană, franceză și așa arătau propozițiile. Dar după 3 luni cred că am început să mă descurc. Nu știu, am ales să arăt acest filmuleț fiindcă mi se pare că vorbește foarte mult despre trecerea asta, deși țările astea fiind foarte aproape, națiile sunt destul de diferite, aș zice, deși acum nu mai știu ce să zic, sunt sârboaică sau sunt româncă, deși încerc să mă obțin cetățenie în România, fiindcă nu am de gând să mă întorc în Serbia, mi se pare complet absurd. Sunt aici de 10 ani și aici fac filme. Nu aș putea să mă întorc acolo decât dacă aș face, nu știu, o coproducție. Mă rog, visez să fac în Cladov un film fix despre Vama, dar asta e doar așa, că se petrec un pic mai mult timp cu părinții, că altfel nu pot să inventez o temă de ce se întâmplă în Serbia, fiindcă chiar habar n-am. Nu știu, mai mult știu ce se întâmplă în România sau despre ce se întâmplă în Serbia și oricum mi se pare că pentru film mi-era mult mai bine aici decât dacă rămâneam în Serbia. Nu știu, mai departe am făcut niște filmulețe de școală care nu știu, sunt filmulețe de ficțiune. Mulțumesc frumos! Și după care am fost, de fapt, un regizor, Florin Șerban, care a făcut Eu când vreau să fluier. A văzut fix filmulețul ăsta și el atunci făcea filmul ăsta cu pușcăriași și m-a invitat să mă duc cu el la workshop-urile astea de actorie în care el punea filme despre pușcărie pușcăriașilor încercând să le ajute să-și dea seama cum o să joace în filmul lui pe ei însuși. Nu știu dacă am explicat bine, sper că am exprimat cum trebuie. Și atunci m-au invitat să încep să fac aceste interviuri cu băieți din pușcărie
care s-a transformat în filmul meu Turn of the Lights, nu știu dacă știți, putem să, dacă vreți, putem să punem o secvență din el. Sau, da. Cred că pot cu Gianni Versace sau, da? Nu știu, da. Filmul este despre patru băieți care se eliberează după, nu știu, 2 ani de pușcărie, după 4 ani de pușcărie. Și sunt băieții care sunt fix momentele lor de eliberare, de a început de adaptare în societate. Asta e Alex. Mă rog, asta e unul dintre personajele Gianni Versace. Nu, de. Asta e pușcărie. Combinați, nu? Ai fost? Asta e ziua în care Gianni se elibera. El m-a invitat să vin la eliberarea lui Ionești, unde exact ce o să se întâmple. Am cartela mea mică, poți să mă văd și undeva în cartela? E un cartel de telefon, mă duc de bine. Și nu eu. Și mi-a fost frică de el, nu știu de ce, dar chiar nu era cazul. Și nu am vrut să-l filmez și
Într-o zi am primit telefon fix din închisoare și mi-a zis, te rog, vino, o să fie spectacol la mine la eliberare. Și am zis, ok, oricum asta a fost în Craiova, eu trebuia să vin din București și nu știam exact ce o să se întâmple. Și țin minte că am ajuns acolo, el mă tot asigura, o să vezi, o să vină toată familia și o să fie cu limuzina, cu ea, să nu cred. Fix din cauza că gardienii ziceau, așa zic toți, că o să vină, că o să fie spectacol și după aia când ies, sunt erau mai tari la pușcărie decât sunt în realitate. Dar când a început asta să se întâmple oricum, deci el a început să primească haine în care pantalonii erau Versace, cămașa era Versace, ceasul era Versace. Și era așa, ca pregătirea pentru un nou botez, nu știu, a fost absolut incredibil. Și când am ieșit, directorul pușcăriei a fost foarte, foarte supărat. Țin minte că mi-au zis că fac scandal în fața pușcăriei și ce e asta, că eu am organizat asta, am nicio treabă. Țin minte că mi-a fost frică să intru cu ei în limuzină, nu știam ce o să fac. Țin minte că i-am luat pe operatorul lui Chiar și am zis, acum intrăm aici. Și fata Ana Ireșiu, care era montora, conducea altă mașină și mergea după noi. Nu știu, era o chestie din asta în care am ajuns la el acasă. După care am ajuns la petrecerea lui și tot așa. Deci filmul ăsta, cred că doar un singur personaj din București, ceilalți sunt din Bacău, din Roman, din Craiova. Și tot filmul ăsta era cumva pe drum, deci absolut non-stop și mergeam și nu știam ce o să se întâmple. Mă rog, multe lucruri evident cu personajul principal, care e Alex. Cu el știam foarte bine ce o să se întâmple, fiindcă pe el îl cunoșteam cel mai bine ca persoană. Pe ceilalți, m-am folosit doar să arăt ce înseamnă să fii în închisoare și să ieși după aia în lumea ta și cumva mi-era clar ce o să se întâmple cu ei, de-aia nu prea i-am urmărit. Filmul începe cu trei personaje și se termină doar cu unul. Cu Gianni era cumva, mie mi-a fost destul de clar ce o să se întâmple. El a ajuns din nou în închisoare, această familie a lui era organizată, cred că, nu știu, pentru prostituție sau nu știu exact pentru ce, că acum cred că au avut mai multe afaceri. Au ajuns toți, unchiul ăla lui, Sorin Magnatu, care arunca cu bani, el acolo avea 23 de ani și ții minte că toată familia era atât de bine organizată, că, nu știu, odată mergea unul în închisoare, după aia mergea altul în închisoare și cumva era împărțit. Și nu era o mare supărare, nu știu, era, nu știu, așa se întâmpla. Din păcate, am văzut la știri, nu știam exact ce o să întâmple cu el, fiindcă nu prea am mai păstrat legătura chiar cu el, dar țin minte că m-a sunat operatorul meu și mi-a zis că a văzut la știri că Sorin Magnatu și Gianni Versace au intrat în închisoare. Problema lor e că ei s-au și laudat. Pe lângă că eu am filmat aici, ei au avut oameni invitați de la Taraf. Și era o melodie special compusă pentru ieșirea lui din închisoare, care se numea Buzunarul de la spate, ceva de genul ăsta, și el avea un clip special pentru el în care ei se laudau prea tare și cred că asta nu l-a ajutat. Celălalt, Papan Chilibar, el e un băiat care era din familie săracă și era singurul care era din București. Și cumva pentru el mi-a fost tot așa, la fel de știam ce o să întâmple cu el, fiindcă el a fost de două ori în închisoare, deși a împlinit 17 ani când am cunoscut eu. Avea o fetiță de 2 ani și când a ieșit, a primit o ofertă foarte mare să joace într-un film. A fost la Berlin, a jucat unul dintre roluri principale. A fost la Berlin, acolo dădea autografe și când s-a întors, l-au prins cu altă faptă, că a intrat la cineva în casă și tocmai a primit de la un țigan foarte cunoscut și bogat să fie șofer la el, adică i-au acordat șansa, a intrat din nou în închisoare, acolo s-a îmbolnăvit de leucemie și a murit imediat. Și al treilea personaj, Alex, a fugit în Italia. Cam asta e. Aceste personaje, da, sunt marginale și așa, dar de ce am făcut eu asta? Cred că mi se părea important să arăt povestea cuiva care e oricum judecat non-stop și pentru care cumva, cum am zis și eu, știi viitorul ce o să se întâmple, dar mi s-a părut foarte important să-mi dau seama și să arăt de unde vin băieții ăștia și de ce au destinul ăsta pe care nu-l avem sau nu-l aveți niciunul din public. Adică, nu știu, a fost foarte important pentru mine să arăt și poveștile lor acelor judecați.
Acum eu am continuat să fac povești despre oamenii ăștia. Am mai făcut un documentar la Aristoteles. Este un workshop de documentare în care te duci 5 săptămâni și te scoți cu un film. Cam asta ne-am imaginat noi. Ne-am dus acolo, trebuia în prima săptămână, mă rog, am avut foarte multe predări, a venit un om de la arte în care ne-a ajutat să înțelegem mai bine filme, că eu nu prea m-am uitat la documentare, eu cumva vin din școala de ficțiune și documentarul ăsta l-am făcut, nu știu, după pur instinct, nu am avut o educație în a face film documentar de niciun fel, așa că încurajez pe oricine vrea să facă documentar sau să se ducă la workshop-ul ăsta care e foarte bun sau să, nu știu, să apuce să facă singur, că nu e mare filozofie, nu trebuie să știi nu știu ce reguli, nu cred în reguli și cred că poate să facă oricine dacă vrea. Și fix așa a fost și cu workshop-ul ăsta de documentare, pur și simplu trebuia să iei camera și să faci un film. Eu am căutat, vreau să fac ceva mai light, tocmai ieșisem după filmul ăsta, am fost foarte, nu știu, filmul ăsta a fost cenzurat, au fost mai multe probleme cu el, unele lucruri au fost ilegale, mie până la urmă mi-a fost frică că o să ajung și eu în închisoare, cred că asta a devenit cea mai mare frică de-a mea. Și am vrut să fac ceva mult mai light, să fac un film despre un muzician. Am ajuns în acest sat Vama, în care, nu știu, e foarte aproape de granița cu Ucraina, și acolo am fost, nu știu, au fost foarte mulți oameni și din străinătate și din România în care noi trebuia să facem acest film și toți stăteam într-un motel. A fost ca un fel de camp așa, în care toată ziua ne uitam la filme o săptămână, după care ne duceam să căutăm acest subiect pe care o să-l filmăm în 5 zile și după aia se montăm. Adică cumva că în 5 săptămâni să fie un scurtmetraj gata. Și am vrut foarte tare să fac un film despre cineva, artist, care e dintr-un sat și să arăt cât de greu e când ești diferit să poți, nu știu, să comunici cu oameni din sat sau cât de oribil ești privit sau cât de ciudat ești privit și m-a interesat să fac această temă. Și nu știu cum am ajuns, unii oameni m-au îndrumat către acest personaj pe care îl cheamă Simionescu, care era într-adevăr un muzician, cânta la chitară, a ajuns să facă 3 filme, a regizat singur, adică vorbim despre un om de 48 de ani, care total self-educated, a început să facă singur filme, cum am zis și vouă. Adică a făcut un film în care el joacă pe Ștefan cel Mare, un film în care el joacă pe Santa Claus, nu știu, și a făcut un film din ăsta cu prezentări, nu știu, e o poză cu castelul nu știu de care și merge textul, adică fix cum a imaginat el că se face un film. Deci chiar mi s-a părut, a făcut și muzica singur, deci a făcut totul singur. Sunt niște filme de 40 de minute și mi s-a părut absolut incredibil și mi s-a părut haios și am zis că ok, haideți să facem asta. Dar s-a întâmplat că acest om chiar să fi fost acuzat de crimă, l-a omorât pe taică-su. A ieșit după 4 ani de închisoare cu insanity și cumva a fost eliberat. Eu am ajuns acolo, cred că nu pot să zic că am fost naivă, dar nu știu, cred că naivă n-am fost acolo. Am intrat în casa lui și am început să filmăm cu el și a fost atât de, nu știu, intens totul, că după 5 zile în care l-am filmat am ajuns cu toți la spital. Acum nu știu dacă o trăvit sau nu știu, dar am mâncat niște ciuperci la el acasă. Și am ajuns 2 zile în spital și a fost, cred că n-au găsit că e o fată aici care a organizat workshop-ul ăsta. Am ajuns la spital, țin minte când n-au găsit, eram oricum vomitați varza, un băiat din Lituania și 2 fete din România. Am făcut acest film. Și după aia n-am ținut destul de departe de el. Mie mi-a fost frică și să-i arăt filmul. Chiar dacă în filmul meu arată mult mai normal decât era pe bune. Nu știu, eu nu m-am prins. Cred că am vrut foarte tare să arăt. Nu că îmi părea foarte rău de el. Mi s-a părut, nu știu, cred că nu m-am comportat cum trebuia. Trebuia să fiu mult mai sângerece. Țin minte că o sunam pe maica mea și ziceam, mă, dar tu nu înțelegi cum pentru el e Catch 22, nu o să fie niciodată bine. Și am intrat eu, nu știu, într-un trip din ăsta de Mama Tereza, cred că, care, nu știu, s-a răspuns, a fost destul de intens. După care, cumva nu mai avea voie să mă contacteze, fiindcă aveam 100 de missed call-uri și, nu știu,
m-a ajutat alți oameni de la Aristoteles, că el a venit în camp, nu știu, a fost o neînțelegere completă, nu știu, chestii religioase, munca diavolului, nu știu, a fost, oricum a fost un, nu vă sfătuiesc să vă duceți neapărat la acel personaj, dar cred că să găsiți și alte personaje, nu știu, pe mine m-au urmărit aceste personaje, nu știu, sau am fost eu atrasă, sau pur și simplu nu știam, eu credeam că chiar fac un film despre un muzician, dar, nu știu, s-a întâmplat să fie muzician plus ceva. După care am mai făcut un documentar despre băieți tineri din Rahova, de la box, de la sala de box. E tot așa un film despre unii care nu se câștigă niciodată. Dar e vorba despre doi frații gemeni care sunt, nu știu, au o problemă asta de identitate și trebuiau să se lupte între ei. Și a fost foarte interesant să pun băieți care era un sport evident, dar când pui doi frații gemeni să se bată între ei, a fost așa, și unul se câștige, evident, fiindcă unul era mai puternic și celălalt era mai slab și despre asta era filmul. Și acum pregătesc un prim, cred că, film de ficțiune, care oricum nu cred că o să fie total de ficțiune, fiindcă o să-l filmez majoritatea în Ferentari. Este un film care e scris după o carte a lui Adrian Schiop, nu știu dacă ați auzit, Soldați, poveste din Ferentari, dacă n-ați auzit, vă sfătuiesc să citiți. E un film despre un intelectual care face doctoratul în manele și după ce se desparte de iubită sa, se mută în Ferentari să facă acest doctorat și se cunoaște cu Alberto, un fost pușcăriaș, iar, care după 15 ani de ieșit din închisoare a învățat să facă sex cu bărbați, fiindcă cumva așa a început să câștige existența. Și se combină cu personajul meu principal, Adi, și tot filmul e cumva povestea asta între doi bărbați în care nu se știe cine pe cine face, dacă românul exploatează pe țigan ca să intre în lumea asta și să, nu știu, să fie, să înțeleagă mai bine și să scrie o carte mai bine, sau țiganul pe român care face sex cu el pentru bani. Deci asta o să fie filmul meu următor, care, nu știu, cred că va filma undeva la sfârșitul anului viitor. O să fie probabil cu foarte multe personaje non-profesioniste și cu foarte mulți actori amestecat professional, non-professional, și cred că prin asta să, nu știu, obțin ceva care e aproape, mai degrabă aproape de ce înseamnă pentru mine documentar decât ce înseamnă un clasic film de ficțiune. Deci cam asta. Dacă vreți să mă întrebați ceva,